În contextul războiului din Ucraina, autoritățile constanțene iau măsuri pentru siguranța populației, drept pentru care primăria a lansat o licitație în urma căreia să se găsească constructorul care să pună la punct cele 6 buncăre total nefuncționale. Avantajul unor astfel de construcții îl reprezintă grosimea pereților construiți, astfel încât să facă față atacurilor aeriene. În caz că se întrerupe curentul, avem aici timp de o oră, acumulatorii vor ține și în caz că și acumulatorii vor avem sistemul manual. Cele 6 buncăre vor necesita reparații la instalația sanitară și electrică, vor fi renovate, reabilitate și aduse la stadiul celorlalte adăposturi din oraș care dețin grupuri sanitare, sistem de ventilație și ieșiri de salvare. Dintre cele care sunt în clipa de față funcționale 100% și conform legii este cât pentru fiecare persoană este dedicat un metru pătrat, adăposturile sunt între 40 și 200 de persoane și atunci în caz de necesitate, lumea se adăpostește aici. În total sunt 64 de buncăre de protecție destinate adăpostirii constanțenilor, care sunt semnalizate corespunzător printr-un triunghi albastru încadrat de un pătrat portocaliu. Dacă se întâmplă și ușa este blocată și nu se mai pot folosi ușile, avem aici acest tunel care este absolut gol acum și este și funcțional și bineînțeles se va ieși pe următoarea stradă. Constanțenii sunt speriați de gândul că ar putea ajunge să folosească adăposturile de protecție civilă ale orașului, deși spun că nu au încredere în siguranța pe care o pot oferi aceste buncăre vechi, în caz de necesitate, s-ar adăposti în ele. A mai făcut cineva ceva de atunci, spuneți? Și ne-a zis cineva ceva? Zice că să stăm fără nicio grijă și lumea e toată în tensiune. Dacă nu sunt ocupate de locatari. De cine să ne ferim? Dumneavoastră credeți că dacă vine o bombă nucleară, rămâne ceva pe pământul ăsta? Nici greierii. Data limită până la care pot fi depuse oferte pe site-ul primăriei este 11 martie, pentru ca mai apoi constructorul care va câștiga licitația să înceapă renovarea celor 6 buncăre.